E noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Sunt liniști hipopotamii sub raza lunii de creștări. Arestul la domiciliu este o măsură discriminatorie. Asta cred procurorii anticorupție. Aceștia au ridicat o excepție de neconstituționalitate în dosarul patronului grup feroviar român Gruia Stoica, arestat la domiciliu. Curtea de Apel București a trimis sesizarea la Curtea Constituțională. Practic, Curtea de Apel București a dispus sesizarea curții cu privire la o excepție ridicată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul afaceristului Gruia Stoica. DNA susține că nu este normal ca în cazul în care inculpatul arestat la domiciliu este condamnat, zilele petrecute acasă să fie echivalente ca și cum ar fi stat în pușcărie. Astfel, Curtea Constituțională va trebui să se pronunțe cu privire la excepția de neconstituționalitate articolului 399 alineatul 9 Cod Procedură Penală, care prevede durata măsurii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa aplicată prin echivalarea unei zile de arest preventiv la domiciliu cu o zi de pedeapsă. Ce părere au oamenii cu privire la acest aspect și anume dacă arestul la domiciliu este la fel ca și arestul din sistemul penitenciar? Am încercat să aflăm astăzi la Stare de Spirit. Procurorii anticorupție contestă acea măsură a arestului la domiciliu. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această pedeapsă? Cei care fac ce nu trebuie să facă, să fie pedepsiți și să ia măsuri continuă, să nu lasă corupția să meargă mai departe. Asta este după mine. Dar despre acest arest la domiciliu, sunteți de acord cu această măsură? La domiciliu suntem de acord să fie paza mai întărită pentru toate sectoarele și toate străzile care le avem și toate parcurile care le avem, ca să nu mai fie și devastări din ăștia de cum se spune, de gospodării, de burlane, de bănci, de toate ăștia, că trebuie să avem și noi un oraș extrem de frumos, să zicem european. Atât, rest, să dea Dumnezeu să fie bine, tinerii să aibă niște locuri de muncă, asta este dorința noastră ca bunici, cum se spune că eu sunt bunic, mai ales părinții care duce grijă a copiilor și să fie o supraveghere cât se poate și la școli și în toate părțile ca să nu mai fie corupția asta, nici în familie, nici în societate. Procurorii anticorupție contestă acea măsură a arestului la domiciliu. Ce părere aveți dumneavoastră despre această pedeapsă? N-am înțeles totuși. Arestul la domiciliu. Sunteți așa de acord cu el sau nu? Nu cred că e acord. De ce? Arestul la domiciliu. Păi ori îl arestezi cum trebuie, este așa, ori nu-l arestezi. Ce înseamnă asta, la domiciliu? Ce să facă la domiciliu? Păi, e arestat acolo. Este ca și liber, acasă. Asta înseamnă arest la domiciliu. Mai ales că nici nu sunt bani pentru achiziționarea acelor brățări prin care îi monitorizează. Da. Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Adică nu trebuie să fiu eu de acord, dar... Da, părere personală. Părere personală, sigur că da. Dar, spuse-i, stă la domiciliu. Așa, invenție nouă acum. Da. Și că sunt om în vârstă, dar eu nu. N-am pomenit până în ziua de azi. Acum, în zilele astea, se fabrică fel și fel de situații care nu sunt normale. Mai mult în favoarea celor care sunt acuzați. În favoarea politicienilor, bineînțeles. De aia este la domiciliu. Procurorii anticorupție contestă acea măsură a arestului la domiciliu. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această pedeapsă? Eu știu ce să... Sunteți de acord sau nu cu ea? Sunt, da. De ce? Fiindcă e altfel, sunt alții bolnavi care nu pot să se ducă să facă. Bine, dar nu sunt bani nici măcar pentru acele brățări prin care îi monitorizează pe acești oameni. Acum, ce să facem noi? Cine e de vină? Decât Gornevul? Gornevul, cu el. Deci, vă bine, face rău. Deci sunteți de acord cu această da, măsură? Da.